Aproape 40.000 de apartamente vor fi încălzite la iarnă de Calorgal. După declararea falimentului Apaterm, noua societate de distribuție a agentului termic a fost nevoită să semneze contracte cu fiecare beneficiar al sistemului centralizat de încălzire. Totul presupune niște cheltuieli de producție, de transport, de... n-ai cum să le dai degeaba. Toată lumea și-ar dori, eu știu, să fie o societate perfectă în care să poți să oferi, eu știu, utilități gratis, dar nu se poate. Până în această săptămână, 539 de asociații de proprietari au semnat cu noul distribuitor de apă caldă și căldură, din totalul de 727. Rezultă că, până la acest moment, 188 de administratori nu s-au decis asupra modului de încălzire al caselor în această iarnă. În administrația Calorgal figurează 3590 de scări de bloc, care au în componență peste 82.000 de apartamente. Dintre acestea, aproape 53.000 sunt branșate la sistemul public de termoficare, iar aproximativ 14.000 de case sunt nelocuite.